Am revenit la discuția noastră din această seară, o discuție despre poluare, mari poluatori și de asemenea efectele poluării asupra sănătății. Invitații mei cu care purtăm acest dialog sunt doamna Mioara Gociu, președintele Breasla Constructorilor Reșeni, domnul lector universitar dr. Mihai Cazacu din cadrul Departamentului de Fizică Universitatea Gheorghe Asachi Iași și de asemenea, mulțumesc foarte mult, domnule profesor dr. Traian Mihaiescu, șeful clinicii de pneumologie de la Spitalul de Pneumofiziologie Iași. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. Am promis la finalul primei părți că să ne oprim puțin asupra ce înseamnă mari poluatori din ea și cum pot fi aceștia monitorizați, îngrădiți dacă se constată depășiri, cum pot fi constatate aceste depășiri. Care este situația în acest moment, domnule Cazacu? În acest moment știu că ei raportează către autorități o dată pe lună un raport în care se constată sau nu dacă au fost depășiri. Propunerea noastră pe proiect va veni în monitorizarea, oricum se monitorizează, dar transmiterea datelor în timp real. Și, desigur, accesul aceste date să fie, poate chiar de publicul larg. Și în momentul ăsta, în momentul în care s-ar depăși, nu știu, 6 ore, un anumit parametru al poluării, să se ia măsuri. Astfel încât, dacă raportăm o dată pe lună, chiar dacă am poluat legal, să zicem, efectul fiind, repet, cumulativ, nu se pot lua măsurile în timp util. Dar este un model european acesta sau este pur și simplu o consecință a situației pentru rezolvarea... Da, așa e conform legii. Așa spun, sunt obligați o dată pe lună, dacă mi-am amintesc bine, să raporteze. Noi, în urma câtorva discuții, ședințe pe care le-am avut cu toți experții, pentru că trebuie să recunosc faptul că mi-a fost destul de greu să adun echipa de experți, 5 persoane, sunt 3 din Iași, 3 din Iași și 2 din țară, unul din București, unul din Târgu Jiu. Nu este ușor după aia ca să lucrezi în echipă și să persoane care nu s-au cunoscut până atunci și ca să poți să lucrezi în echipă e destul de greu. Dar, deși am avut puține întâlniri, ne-am conturat deja direcția politicii publice. De altfel, politica publică a fost gândită în primul rând de către mine în momentul în care, sau direcția ei a fost gândită de către mine în momentul în care a fost scris proiectul, din experiența neplăcută pe care am avut-o. Respectiv, politici publice alternative primim măsurarea și păstrarea calității aerului. De fiecare dată în discuțiile pe care le aveam ca să meargă echipa de specialiști în o direcție conform proiectului, spuneam, sunt două cuvinte magice în cadrul proiectului scris, măsurare și păstrarea calității aerului. Haideți să vedem cum putem să îmbunătățim politica publică în ceea ce privește măsurarea calității aerului și atunci discutăm atât la emisii cât și la emisii, pe cele 3 surse care sunt clasificate conform legii, surse fixe, surse mobile și surse staționale. Sursele fixe discutăm de industrie, discutăm de cei care produc agentul termic, incineratoare, sursele mobile, evident, discutăm de mașini și sursele de suprafață, centralele de apartament, șantierele. Deci noi, în momentul de față, încercăm să identificăm cum putem să... Și, de fapt, politica publică, care este o noutate, de altfel, pentru la nivel de țară, este să încercăm ca poluanții, noxele, să nu mai ajungă în atmosferă. Să-i îngrădim cât mai mult la sursă. Cum, din acest punct de vedere? Să-și modernizeze instalațiile? Fiecare. Să impună, da, adică... Unde, în baza legilor, în baza directivelor europene, în baza exemplelor de bună practică din Europa și, de ce nu, ca o noutate în România, pentru că nimeni nu ne îngrădește să venim cu o noutate. Nu ne sancționează Uniunea Europeană dacă venim cu o noutate ca și direcție. Nu se bagă nimeni în legislația noastră. Oricum, din ce înțeleg, sunt niște lacune în acest moment. Tocmai de aceea, să spunem, tot acest demers care se întâmplă pe o perioadă lungă de timp, pentru că era foarte greu de dovedit că un mare poluator a depășit limitele legale la un anumit interval de timp. Era greu de
măsurate, era greu de sancționat. Înțeleg că aici este încă o problemă. Trebuie din acest punct de vedere. Că întâlnirea cu domnul profesor mi-a dat și o direcție de politică publică la conferința de lansare. Dumnealui a spus următorul lucru. Eu trebuie să știu dacă există o depășire la un moment dat, în anumite momente, la un anumit moment din zi, ca eu să-mi anunț pacienții, să-i avertizez, să stea în casă, să ia medicamente, să preîntâmpin o serie de crize. Ori acest lucru, în momentul de față, nu se poate face. Raportările acele lunare de care a spus domnul Cazacu nu sunt suficiente, să înțeleg, și nu sunt tuturor impuse sau doar, nu știu, nu ar, anumiți agenți economici. Un poluator, mă scuzați, numai o frază și vă... Un poluator este obligat să monitorizeze continuu poluanții. Mă refer de sursele fixe. El este obligat să declare până luna viitoare, până la data de 15 ale lunii. Asta mi s-a spus de la Garda de Mediu. Ori, în momentul în care noi avem o depășire la o stație fixă, nu la poluatorul respectiv, Garda de Mediu, bun, face, îl semnalează pe domnul profesor că am această depășire. Până ajunge acolo, la stația fixă, se pot combina noxele. Durează ceva timp. Ori dacă am o problemă tehnică la un poluator, am o depășire, dacă există această conexiune online cu cei care monitorizează, cu instituțiile statului, imediat anunță spitalele și atunci imediat intră în acțiune medicii. Și de asta îi mulțumesc, domnul profesor, pentru că din discuțiile cu dumnealui am idei noi pentru politica publică. Costă sănătate că există aceste servicii și există și pentru pacienți care sunt abonați. Dar sunt alertați. E alertată inclusiv populația? Da, sigur. Care se pot abona. Sunt și acum diverse programe comerciale. Nu vreau să fac lor reclamă, care au început să apară pe piață. Aplicații, pe telefon. Dar vreau numai o completare. Sigur, sunt surse poluante, dar mai lipsește ceva. Lipsește o politică de aer, de oraș verde, de arhitectură coerentă, astfel încât să prevenim cumva, știi, prea ușor se fac niște tăieri de arbori, prea ușor se fac niște modificări în liziera de păduri din jurul orașului Iași. Mai trebuie implicați și Catedrul de Geografie, să vedem curenții de aer. Ce se întâmplă cu poluarea de la aeroport? Că sunt și acolo probleme, da, odată cu creșterea traficului. Da. Cum sunt curenții de aer? Sunt lizierea de pădure, este de ajuns? Tăiem cu ușurință copacii din jur? Sau lăsăm la fiecare clădire și arhitecții știi și arhitectul Iașului ar trebui să știe. Există politica orașului verde. Este respectată în Iași? Este o coerență europeană pentru oraș verde. Cum se face spitalul? Are liziera în jur de protecție? Și încă ceva. Cum se distruge gunoiul menajer și cum se distruge gunoiul de spital? Sau anumite deșeuri care ar trebui monitorizate. Trebuie să fie un cumul de acțiuni care se convergă. Să nu înțelegeți că numai poluator industrial, dar sunt... Nu, proiectul sunt... încearcă să se limiteze, din ce înțeleg, pe o aria, astfel încât să o studieze foarte bine, să o aprofundeze și să vină cu soluții concrete. Pentru fiecare sursă, da. Oricum, domnule Cazacu, unul dintre, motivele invocate de mari poluatori sau agenții economici, să ne spunem, este investiția pe care trebuie să o facă. E vorba acolo de niște bani, în primul rând, care trebuie să alocați. E justificat acest argument? Bine, când e vorba de sănătate, nu cred că este un argument pe care să-l invoci. Exact. Aici trebuie să cântărim foarte bine și în special agentul economic trebuie să-și facă acel calcul cost-beneficiu. Pentru că întotdeauna suntem supuși unor decizii. Da? De exemplu, vreau să dau un exemplu cât mai chiar astăzi. Am lăsat mașina la universitate și a venit cu un taxi, pentru că dacă veneam cu mașina, în primul rând poluam, să zic o dată, și banii care am dat pe taxi îi plăteam la o parcare. Dar numai bine veneați cu bicicleta? Da, puteam să vin cu bicicleta, numai că trebuie să mai lucrez la capitolul ăsta. Poate nu s-a fost suficient motivat să merg cu bicicleta. Poate chiar mi-e frică să merg cu bicicleta. Da, absolut. Și dacă vorbim de agent economic care practic ar putea să
am sărit de la un subiect la altul. Să investească. Costurile, din păcate, de captura unor gaze, de, nu știu, de reducere, adică, și mai este un alt, sare la un subiect, mai este alt efect, dacă noi găsim soluții tehnice și moderne de a putea capta poluanții, poluăm mai mult. Dom'le, dacă găsim soluții de a putea, nu știu să zic, găsi soluții alternative, tot poluăm mai mult. Astfel încât ar trebui să fie o conștientizare din prisma faptului că se distruge nu numai clima. Ați văzut, anul trecut, în luna martie, a nins, a fost praf saharian, a fost zăpadă portocalie și anul acesta, pe data de 21-23 martie, se făcea o grătare, știți? Bine, n-ar fi lipsit de interes ca să fie facilități pentru cei care investesc în astfel de, nu știu, filtre sau alte lucruri, filtre, adică ar fi o soluție cumva. Sunt o felul de tehnici care în Uniunea Europeană mari poluatori investesc în așa ceva, fiecare agent economic investește într-o cercetare proprie chiar, de ce nu? Și să nu uităm că ceea ce cheltuie una, sau ce ar putea cheltui statul să sprijine agenții economici să investească, economisim prin costurile pentru îngrijirea bolnavilor, nu? Da, și acolo se regăsește. Cât cheltuim, să spunem, domnule profesor, pentru... Da. Dacă vorbim de peste 25.000 de decese în România, un deces este enorm, ne costă foarte mult, dar nu numai decesul, este și spitalizarea pentru exacerbarea unei boli cronice, tratamentul, dar 25.000 de decese, totuși, important, și ne costă chiar foarte vreau mult. Să mă opresc un pic asupra deci două... merită să investim, întreabă, dar eu m-am mai spus, indicațiile Organizației Mondiale a Sănătății este că trebuie să fim mai agresivi, așa cum am combătut fumatul foarte agresiv. Ar trebui și acum să fim mai agresiv, nu cu gata, fumat, poluarea ucide, nu. Și mai clar, cu scheletul care rezultă din urma poluării. Este o realitate. Aș vrea este să fiu agresivă în seara asta aceasta să înțeleagă. Și să conștientizeze oamenii că nu e corect ca cei care aleg să nu fumeze, să fumeze indirect. Eu, de exemplu, am o concentrație de monoxid de carbon mai mult decât un fumător. Eu am ales să nu fumez. De ce nu mi se respectă acest expunerea drept? Expunerea pe stradă în Iași la un indice de calitate a aerului de 100 timp de 10 ore este echivalentul a că fumați 10 țigări pe zi. Înțeleg. Deci un agent de circulație care stă pe stradă 8 ore ca și cum ar fi un fumător cronic. Asta sunt date clare medicale făcute. Da. Deci, și chiar aici, domnule profesor, două aspecte, numai o secundă. Odată, înțeleg că copiii sunt extrem de vulnerabili pentru că modul în care respiră ei, poate ne explicați, îi face mai expuși la tot ce înseamnă riscuri. Și doi... Și organismul reacționează mai puternic în prezența acestor particule zi de zi, mai ales că au fost expuși din înainte de a se naște, cum au arătat datele recente, femeia gravidă care circulă în aerul poluat. După care se explică... Să vedeți, dacă vă duceți să faceți un reportaj la spitalul de copii, să vedeți acești copii astmatici cum vin cu tratamente, cu inhalatorii, cu drame întregi, părinții știu, wheezing-ul recurent, astmul care e în creștere, se explică mai mult prin alergici, care în momentul în care pleacă din oraș, le dispare prezent, această alergie. Creștere, da. Este datorată aerului poluat. Deci aici nimeni nu cuantifică. Toată lumea vorbește taxe de infringement, penalități. Asta e ca un fel de bau-bau. Dar faptul că noi suferim în fiecare zi și murim și mor oameni, nu se vorbește prea mult. De asta sunt importante aceste marșuri. Să conștientizăm că aerul poluat ucide. Și legat de această taxă, mi-am amintit acum doamna Mioara, primim taxă de infringement, dar Europa ne dă voie să poluăm. A scos taxa de mediu pentru mașini și mai nou se dau tot felul de derogări ca să poluăm mai mult. Până când agenții economici își vor dezvolta tehnologiile de ardere sau de poluare. Oricare Europa are deci, și bune și rele. Eu sper să aibă mai mult bune, indiferent de aceste aspecte pe care le-ați... Să zicem că ei sunt bine intenționați în sensul că dă voie o perioadă unui agent economic să își pună la punct sursa de poluare. Să facă investiții să pentru facă limitare, investiții. Da? Da, probabil pentru noi, oamenii de rând, ar fi benefic să știm că agenții economici investesc. Să apară, să zică că uitați, investim și nu poluăm noi, dar cu argumente. Europa dă direcții. Directiva 75, care are transpunere în legislația românească 278 pe 2013 privind legea emisiilor,
spune că în momentul în care se vor dezvolta tehnici de măsurare a dioxinei și a furanilor, sper că nu greșesc, da, nu greșesc, atunci și țările Uniunii Europene vor trebui să măsoare, pentru că aceste noxe sunt rezultatul arderilor. Sunt, un profesor știe mai bine ce catastrofă produce în organism. 7 ani de zile am înțeles că stă dioxina în corp și provoacă cancerul. De ce să nu fim noi promotorii și să vrem să măsurăm și noi dioxina mai devreme? Ne-a dat această deschidere directiva. Ce să așteptăm? Să ne mai dau directivă Uniunea Europeană? Deci trebuie să venim în întâmpinare. Nu ne penalizează Uniunea Europeană dacă venim cu o legislație nouă. Sigur. Bun. Domnule profesor, din nou mă întorc către dumneavoastră, pentru că vedeți cu ochii dumneavoastră în fiecare zi dramele care se întâmplă în spital, multe acutizate, dacă nu chiar generate, să spunem, de situația aerului din oraș. Am vorbit un pic despre copii și înțeleg că inclusiv oamenii care încearcă să aibă o viață sănătoasă, respectiv, iată, mersul pe bicicletă sau sportul în aer liber ne cauzează cel puțin la fel de multe să spunem, efecte secundare, nu beneficii. Este o boală când alergăm în centrul orașului, nu e bine deloc. Este o boală care se cheamă bronhopneumopatie obstructivă cronică, care până acum toți medicii spuneau că e legată de fumat. Dar astăzi a apărut un studiu în Statele Unite, publicat chiar astăzi, care arăta că 25% din cazuri sunt date de persoane nefumătoare din cauza poluării industriale, din cauza poluării la mediul de muncă sau aerului. Deci, acești bolnavi cronici, închipuiți-vă pe oceu, când spun de el, închipuiți-vă că sunt 300.000 de decese în fiecare an în comunitatea europeană, echivalentul a 3 bombe atomice de la Hiroshima. Asta e mortalitatea. Da? Și un sfert din ele sunt legate nu de fumat, ci de calitatea aerului. Sigur, dacă apare și fumatul, lucrurile se acutizează. Sigur că un alt fenomen este încălzirea globală. Fiecare creștere a temperaturii medii cu un grad provoacă mai multe îmbolnăviri respiratorii. Și să spunem că ea și ești dezavantajat din cauza unei poziții, unui calm atmosferic, cum se numește el. Da? Anul trecut am înțeles că au fost extrem de înalt procentul acesta. Da, undeva la 30-40%. Asta înseamnă că nu a circulat vântul. Nu se ventilează, aerul nu este ventilat. Orașul nu este ventilat. Poziționat din punctul ăsta de vedere. Nu neapărat spunem că e rău, așa a fost el construit. De exemplu, în zona podului de piatră, în istorie, era mlaștină acolo și practic era zona cea mai defavorizată a orașului și nu se construia în zona aia. Pe parcursul anilor, zona s-a dezvoltat. Dar planul, da, ce spuneam, arhitectul. Da, dezvoltarea orașului, practic, au contribuit la, și nu mai zic că apar acele insule de căldură, care sunt datorate și construcțiilor, și așezărilor geografice, aceste insule de căldură care, practic, generează un confort sau un disconfort termic asupra populației. Desigur, mai există și factorii meteorologici și climatici, pe ceea ce privește acea inversiune termică, care favorizează ca poluanții să bărtească deasupra anumitor zone din orașul Iași și nu sunt dispersați în atmosferă. Dar asta nu înseamnă că vremea a poluat, că am văzut din păcate prin ziare, prin mass media, că datorită vremii orașul este poluat. Nu. Datorită faptului că sursele generează poluanți în atmosferă și vremea favorizează ținerea lor la nivelul solului. Astfel încât suntem expuși din mai multe direcții și această politică este binevenită în tocmai ca să putem identifica și lua măsuri. Nu este rău intenționată, ci din contra, ca să deschidă ochii și să găsim soluțiile cele mai bune pentru toată lumea. Suntem pe final de discuție, doamna Gociu, o să-mi permiteți. În principiu, proiectul este, cred că pe la mijlocul lui. Mai aveți mese rotunde, o audiere publică, ONG-uri încă se mai pot alătura coaliției pentru aer curat. Da? Chemăm ONG-urile să vină cât mai mult alături de noi, pentru că au experiență, ONG-urile pe mediu, cu certitudine. Poate au fost sceptice la chemarea noastră la început, dar este o treabă foarte serioasă, este apolitică, ține doar de societatea civilă și îi chemăm alături de noi și ONG-urile pe mediu și ONG-urile mai ales de sănătate, pentru că pot să ne ajute. Am început să dezvolte Asociația Pacienților, știți? Și au făcut o coaliție a pacienților, așa trebuie, sigur, pentru că sunt... Oamenii trebuie să fie mai activi, trebuie să ceară mai sigur, dreptul la sănătate, dreptul la aer curat trebuie cerut cu insistență.
Așa este. Până pe 19 mai vom avea întâlnire cu echipa de experți și cu ONG-urile care au aderat alături de noi pentru a contura împreună cu dumnealor politica publică dincolo de schema pe care noi am făcut-o. Apoi urmează lucrurile extrem de importante, dezbaterile publice. Audierea publică va fi în București, pentru că acolo este și factorul decident și ne-am dorit să fie bine și dumnealor alături de noi. Va fi o audiere publică destul de documentată, cu o motivație corespunzătoare, cu documente pe care în urma discuțiilor pe care le avem cu experții noștri, și atunci când va fi audierea publică deja va fi conturată clar politica publică. Sperăm să ajungem în octombrie la Ministerul Mediului cu o politică publică pe care dumnealor să o consideră demnă de a fi luată în discuție de către dumnealor. Și să nu uităm, sâmbătă, populația interesată de ce înseamnă poluare în oraș poate participa la un eveniment dedicat acestui aspect, Marșul pentru Aer Curat, începând cu ora 11 în 4 mari orașe din țară: Iași, București, Brașov, Timișoara. Și mă gândeam acum, de exemplu, dacă tot urmează an electoral, nu? Ar putea fi o ocazie bună pentru cei mai mari, dintre cei mai mari, să profite de această problemă și să vină cu soluții. Ar câștiga capital electoral 100%. Ne dorim unitate, politicienii să nu se acuze pe o problemă că n-au făcut ceva și unul a făcut mai mult sau mai puțin. Și ei respiră același aer. Noi, care suntem poluați, avem puterea să nu acuzăm că nu și-au făcut treaba corespunzător. Astfel încât ne-am dorit ca acest subiect să fie dezbătut și să vină specialiștii în față și să-l dezbată cu argumente tehnice. Mulțumesc foarte mult încă o dată pentru prezență. Vă după amiază minunată. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi și vă dau reîntâlnire miercuri viitoare, începând cu ora 20. Toate cele bune!